Câteva cuvinte despre prietenul meu, Grigore Pop, trebuie să vă spun, pentru că eu îi datorez foarte mult. Alți nu vă datorează foarte mult, dar nu numai noi. Deci, în primul rând, Grigore Pop este predestinat. De altfel, toți suntem predestinați, dar nu știm, uneori nu știm nici până la sfârșitul vieții care a fost predestinarea noastră. Grigore știe. Mi-a spus odată că și-a făcut analiza sângelui și grupa lui sanguină are niște caracteristici. Este foarte ritmică. Da. Deci, Grigore știa, adică a avut confirmarea faptului că structural era destinat să devină ceea ce este. Activitatea lui Grigore are cel puțin trei ramificații la fel de importante. Și anume, în primul rând, Grigore este un solist de excepție al instrumentelor sale. Lucru care îl știe toată lumea din țară și multă lume din străinătate. Am avut ocazia să stau de vorbă cu muzicieni de talia lui Xenakis, de pildă, care erau mai mult decât impresionați de prestațiile lui Grigore, atât ca solist sau conducător al ansamblului de percuție. Mi-amintesc piesa pe care a cântat-o Grigore împreună cu Cristian Petrescu, țin minte acel concert simfonic în prezența lui Xenakis, era prin 90 și nu știu cât, 94, și concertele pe care le-a dat Grigore împreună cu Antifonia, Idmenul lui Xenakis în versiunea integrală sau Idmenul în versiunea de pentru percuție. Au fost niște momente deosebite. Xenakis era extrem de încântat. Eu am auzit și ansamblul din Strasbourg, l-am auzit pe Silvio Gualda și pe mulți alții. Marius Constant mi-a spus că interpretarea unei piese pe care a auzit-o era Gavril Costea și Grigore la Paris în prezența autorului. Și așa mai departe. Au fost momente extraordinare care denotă clasa internațională a solistului Grigore Pop. Acum, ca activitate didactică, Grigore a revoluționat această disciplină într-un moment în care era imperios necesar să se treacă de la cursul de timpan în care se studia, știu eu, scherțul din Sinfonia Nouă de Beethoven, era culmea problemei pentru percuție în anii 50. Ei, ce a făcut Grigore și educația pe care a dat-o generațiilor cu care a împânzit și țara și străinătatea, este ceva miraculos. În sfârșit, și nu la urmă, eu n-aș fi existat cu Ars Nova dacă nu era Grigore și încă colegii mei minunați cu care am colaborat timp de foarte mulți ani, din 68 până prin 2014. S-ar putea să mai apărem, dar nu e foarte sigur. În orice caz, ceea ce Grigore a realizat în lucrări de Olac, Niculescu, Bielu, Stroie și alții era extraordinar pentru că avea o creativitate nemaipomenită. Cineva spunea despre mine că, în definitiv, sigur, Ars Nova este o formație care are un nivel, dar eu n-am făcut mare lucru pentru că interpreții au făcut totul. Eu nu făceam aproape nimic, este adevărat. Decât că i-am adunat împreună.
Și țin minte, de pildă, când s-a realizat opera mea, Orest Oedip, Grigore, i-am pus în brațe un extras de pian și am spus, Grigore, ia cântă tu de aici ce crezi tu că se potrivește mai bine. Nici astăzi încă n-am realizat o partitură a percuției. Grigore a făcut niște minuni acolo și a știut să intervină exact acolo unde era nevoie. Deci, cam acestea ar fi câteva crâmpeie din activitatea lui Grigore, din activitatea Ars Novei. Și dacă ar fi să-i reproșez ceva, i-aș reproșa că are prea mult bun simț, ceea ce astăzi este un defect. Înțelegeți ce vreau să spun. Este prea modest față de valoarea și competențele lui și aș dori foarte mult, am să vorbesc și cu conducerea, dacă va fi nevoie, dar cred că nu va fi, ca el să-și continue activitatea. Masteranzii au mare nevoie de el în continuare și aș fi foarte trist dacă nu l-aș vedea în continuare în zările de percuție de unde și-a trăit o viață întreagă. În sfârșit, vreau să termin cu o mică glumiță. Dacă ai amintit de treptele tăcerii Steps of Silence, acolo s-a lăsat și cu o cerere în mariaj, după o repetiție, dacă bine țin minte. Și cred că această muzică, coroborată cu acel moment, îți face și astăzi plăcere. Doresc să felicit și familia lui, care a fost alături de el în toată această perioadă. Și în sfârșit, în Transilvania se vorbește că românii nu prea aveau nobilime, că, mă rog, blazoane românești greu, prima Mureș a mai pâlpâit ceva în urmă cu multe sute de ani. Eu cred că există o aristocrație a spiritului, care este o aristocrație a culturii și unde Grigore are cel mai înalt blazon. Așa încât o să termin cu urarea în limba franceză, care nu mai e nevoie să o traduc, o să o înțelegeți noastră foarte ușor. A tout seigneur, tout honneur.